Ca și ring light folosesc unul de pe Amazon, Neewer, cred că așa se numește. Dacă îl mai găsesc, o să vă pun linkul în descriere și poze. Al meu nu mai are trepiedul, așa că l-am pus în seltar. Ne descurcăm cum putem până când îmi vin celelalte lumini, folosesc ce am și cum pot. Nu dau lumina nici prea mare, nici prea încet. Cam atât ar fi suficient. Dacă o dau prea încet, nu se vede mai nimic. Dacă o dau prea tare, îmi șterge mult din culori. Așa că undeva la mijloc ar fi suficient. Acum trecem la poze și folosesc un iPhone XS Max. În fața mea am o oglindă pentru că fac pozele cu camera din spate și trebuie să văd ce am în ecran. Mă apropii cât mai mult de machiaj ca să nu fiu nevoită la final să decupez prea mult poza. Cu cât o decupez mai mult, cu atât îți taie din claritate. Am grijă să încadrez tot ochiul din colțul extern până în colțul intern, să se vadă tot machiajul. Fac mai multe poze ca să am de unde alege. Fac 2-3 poze, mă uit să văd cum arată, mai fac încă 2-3 poze, iar verific să văd ce am făcut și tot așa, până când consider eu că am făcut suficiente încât să am de unde să aleg o poză. Acum că am terminat cu pozele, o să-mi aleg una pe care vreau să o editez și să o postez pe Instagram. O să le transfer în celălalt telefon și fac asta doar pentru că am ecranul spart și nu văd ce editez. Nu pot să apropii poza prea mult. Nu fac asta pentru că ar fi o diferență sau schimbă cu ceva poza. Am ales poza pe care vreau să o editez. Asta mi se pare cel mai ok din toate. O să întorc puțin, astfel încât să nu mi se vadă celălalt ochi sau părul, după care o decupez. Pe mine mă interesează doar ochiul pe care l-am machiat. Nu vreau să se vadă nimic pe lângă. Trec la editare și pentru asta folosesc Snapseed, apropii foarte mult poza și încep cu curățarea. Voi scoate fire de sprânceană care nu arată bine, sunt în plus, fire de puf pentru că telefonul ăsta scoate tot în cel mai mic detaliu și atunci trebuie să le iau pe fiecare în parte să le curăț. Mai scot glitter
care mi-a căzut în sprânceană, în gene. Mai am fire de din genele mele naturale pe care nu puteam să le prind de genele false și atunci arată urât și trebuie scoase. Aveam pigment neon în trogeană, o să vedeți mai încolo, care arăta foarte urât și trebuie scos. Mai am uneori lipici de gene care nu-i uscat și se vede urât la fel. Îl scot. La partea aceasta în care doar curăț poza, o să vă dau pe repede înainte, pentru că am filmat toată editarea și nu vreau să vă plictisesc, așa că vă las cu muzică și revin. Am terminat cu partea de curățare. Acum o să dau luminozitate la minus 5. Apropii din nou poza și dau în zona de gene. Dacă am tuș, de exemplu, și vreau să-l scot în evidență. Dacă am un lipici în gene și nu s-a uscat, trec puțin peste să nu se vadă urât. Apoi, luminozitate plus 5, plus pe plus, o să dau în zona globului ocular, cred că așa se numește, sper să nu greșesc. După asta, saturație, tot plus 5, o să dau pe conjunctivă unde am acel pigment neon, vreau să-l scot mai mult în evidență. Mai fac chestia asta cu saturație plus 5 atunci când am fulgi, de exemplu, și vreau să-i scot mai mult în evidență sau un pigment duochrom și vreau să se vadă reflexiile foarte bine. Mai fac chestia asta când am pigmenti neon pe conjunctivă. La final, după ce editez toată poza, îmi scriu numele contului de Instagram undeva prin sprânceană, de obicei îl pun, dar aici telefonul meu avea cutie glume cu mine, s-a blocat, a trebuit să transfer poza în celălalt telefon, să o editez din nou și când am ajuns la partea aceasta cu numele contului de Instagram, am filmat din nou. Am terminat cu editarea în Snapseed, acum trecem la Facetune 2, unde o să dau puțin smooth deasupra sprâncenii, pentru că se vede tot în cel mai mic detaliu, până și firele de puf și nu-mi place cum arată, așa că las undeva la 25-30 maxim. Niciodată nu-l dau până la
maxim 100% pentru că îmi place cum arată. Ce mai fac eu atunci când am o poză care, de exemplu, nu-mi place cum arată în colțul extern? Vreau să o decupez astfel încât să nu se vadă nici partea aceasta unde-i negru după nas, să nu se vadă nici partea din colțul extern care nu-mi place. O rotesc, sper să se vadă tot ecranul, o rotesc până când nu se mai vede partea de după nas. O decupez. Și acum o bag la editat. Nu o să mai editez acum pe aceasta. Am una gata editată. Ca să vă arăt diferența. Aici e fără editare și cu editare. După ce termin cu editarea pozei în Snapseed și Facetune 2, dacă ar și focaliza, așa, am o aplicație în care pun poza înainte să o postez, ca să-mi dau seama cum ar arăta și dacă nu am diferență mare de culoare. Cum am aici, de exemplu. Poza asta e prea galbenă. Ca să nu am diferența asta atât de mare, una roz, una galbenă, una albă și să fie toate cam aceeași tonalitate cum le am aici, de exemplu, folosesc aplicația asta. Am terminat de editat poza și vreau să o postez pe Instagram. Uneori le mai editez și din Instagram dacă trebuie. Dacă am poze prea roz, portocalii, galbene, atunci scad temperatura ca să fie la aceeași culoare toate pozele. Dau umbră, un 10-15 și claritate, 5-10, cam așa. După care scriu produsele folosite și hashtag-urile. La final vreau să vă dau câteva exemple de așa, nu poze pe care eu personal nu le-aș posta pe Instagram, cum ar fi aceasta în care nu mă uit drept, mă uit cumva după cameră și nu mi se vede toată pleoapa mobilă. Pozele care sunt făcute peste nas, cumva într-o parte, nu ți se vede tot machiajul din colțul intern până în colțul extern și mi se pare că e foarte greu să prinzi o poză reușită așa din poziția asta. Niciodată nu fac poze close-up cu camera din față sau pe modul portret. Acum, dacă asta să o decupez și să o editez, nu se mai înțelege nimic. Poză care nu îmi place, nu se vede tot machiajul din colțul extern până în colțul intern, am ochiul închis. Dacă aplic ceva pe conjunctivă, nu se mai vede. Ultimul exemplu este o poză făcută de jos în sus, în care nu mi se vede toată pleoapa mobilă. Dacă am gene mai mari și dese, chiar că nu se mai vede nimic de pe pleoapa mobilă. Singurul lucru care iese foarte mult în evidență în poza aceasta este globul ocular și nu ne interesează asta. A fost cel mai cerut videoclip de când postez poze close-up. Dacă ați învățat un lucru, oricât de mic ar fi, eu sunt mulțumită. Dacă mai aveți întrebări, le aștept în comentarii și vă răspund cu drag.
Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, acolo postez în fiecare zi. Makeup by Coco.